Bună ziua, dragii mei! Sunt Doru Căstăian, sunt profesor de filozofie, economie, psihologie și alte câteva discipline la Liceul de Arte din Galați și în același timp sunt un prieten și un admirator al editurii Humanitas și în această calitate am să vă prezint în următoarele săptămâni câteva cărți pentru copii, cărți care mi s-au părut foarte interesante și pe care cred ar trebui să le citiți și voi. Am citit aceste cărți împreună cu fiul meu și amândoi am fost absolut încântați de ele și tocmai de aceea am hotărât să vă spunem și vouă ce ne-a plăcut atât de mult la cărțile pentru copii ale editurii Humanitas. Pentru astăzi am ales o carte aparținând unei scriitoare celebre pentru copii, Jean Bendick, iar cartea se numește Arhimede și începuturile științei. Este o carte despre unul dintre cei mai mari învățați greci, unul dintre oamenii căruia îi datorăm faptul că astăzi există pe lume ceva numit știință, ceva care, iată, ne oferă toate lucrurile astea minunate din jurul nostru, inclusiv posibilitatea ca eu să filmez acest mic clip și să-l trimit către voi. Cartea este mai mult decât o plăcere, este foarte bine scrisă, foarte accesibilă, combină foarte, foarte fericit informațiile științifice cu cele istorice și părerea mea e că dacă veți începe să o citiți, veți merge până la capăt. Cel mai probabil nu vă veți întrerupe până când nu veți fi finalizat lectura cărții. E agreabilă, e frumoasă, e narrativă, te prinde în firul poveștii și dați-mi voie să exemplific printr-un scurt pasaj lucrurile pe care le-am spus. Cine a fost Arhimede? Arhimede a fost un grec din vechime, născut în anul 287 înainte de Hristos, în orașul Siracuza, din insula Sicilia. În ziua în care s-a născut, la poarta casei lui a fost atârnată o ramură de măslin pentru a-i anunța pe locuitorii Siracuzei că Fidias, astronomul, are un fiu. Un sclav l-a îmbăiat pe copil în apă caldă și ulei, apoi l-a înfășat din cap până în picioare în scutece de lână. Nașterea lui Arhimede a fost sărbătorită prin două festivități de familie. În a cincea zi de la naștere, Doica l-a luat în brațe pe pruncul înfășurat strâns în scutece și a pornit să alerge cu el în jurul vetrei rotunde din camera principală, urmată de toți cei din gospodărie, membrii ai familiei și sclavi deopotrivă. Această ceremonie a avut menirea să-l pună pe copil sub protecția zeilor casei. A zecea zi după naștere a fost ziua numelui. Fidias a dat o petrecere pentru întreaga familie și pentru prieteni și a promis solemn în fața oaspeților să-l crească și să-l educe pe fiul său ca pe un adevărat cetățean al Elade. Apoi l-a numit pe copil Arhimede. Fără nume de familie, fără prenume, doar atât, Arhimede. Dacă, desigur, vreți să aflați ce a făcut mai departe micul Arhimede și cum de soarta acestui copilaș, da, pe care tocmai vi l-am prezentat, s-a legat una dintre cele mai mari revoluții intelectuale din istoria umanității, cumpărați și citiți cartea de la editura Humanitas. Eu vă mulțumesc și vă aștept săptămâna viitoare cu un nou titlu. La revedere!